Bună dimineața, da, și Adina încearcă să traducă ce se întâmplă pe cer și astăzi traducem luna plină în Scorpion, care poate scoate la iveală emoții puternice, probleme legate de control și putere, dar și secrete. Este un moment bun pentru eliminarea obiceiurilor sau situațiilor care nu ne mai servesc și ne țin ancorați în trecut. Berbec, s-ar putea să simți nevoia să faci ordine în finanțele tale, posibil din cauza unor cheltuieli neașteptate sau a unor investiții riscante. Este un moment bun pentru a reevalua bugetul și a-ți stabiliza resursele. Taur, relațiile tale personale sunt în prim plan acum. S-ar putea să întâmpini tensiuni cu partenerul tău ce necesită o abordare directă și onestă pentru a rezolva problemele de încredere sau de control care ies la suprafață. Gemeni, această perioadă te poate face să te simți copleșit de sarcinile la locul de muncă. Stresul ar putea să-ți afecteze sănătatea, așa că este esențial să-ți găsești timp pentru odihnă. Rac, te poți simți inspirat să începi un proiect creativ, dar este posibil să întâmpini rezistență din partea celor apropiați. Comunicarea deschisă va fi cheia pentru a depăși neînțelegerile. Leu, problemele legate de locuință sau de familie pot fi accentuate în această perioadă. Poate fi vorba de renovări neașteptate sau de tensiuni în dinamica familială, ce necesită atenție și soluții practice. Fecioară, această lună plină te poate stimula să-ți exprimi opinia, dar fii atent ce cuvinte folosești, deoarece discuțiile încărcate emoțional pot duce la neînțelegeri. Balanță. Este posibil să te confrunți cu nevoia de a reevalua valorile personale sau resursele. Problemele financiare pot necesita o gestionare prudentă pentru a evita complicații mai târziu. Scorpion. Este un moment de mare intensitate pentru tine. Emoțiile tale sunt puternice, iar relațiile cu ceilalți pot fi testate. Este o oportunitate de a te descoperi pe tine și de a-ți redefini imaginea personală. Săgetător, s-ar putea să simți nevoia de a te retrage și de a reflecta. Vechi secrete sau probleme nerezolvate pot ieși la suprafață, necesitând o eliberare emoțională sau relațională. Capricorn, relațiile cu prietenii pot fi tensionate. Disputele legate de ideologii sau obiective comune pot ieși la iveală, cerând să fie abordate direct și sincer. Vărsător, cariera ta este în centrul atenției acum, cu posibile schimbări sau provocări care îți testează abilitățile de lider. Este important să-ți menții integritatea și să-ți urmezi valorile. Pești, te poți simți atras de explorarea unor noi filozofii de viață sau de însușirea unor cunoștințe superioare. Studiul sau călătoriile pot fi pline de provocări, dar și de oportunități de creștere personală. Acesta a fost horoscopul, să nu uităm că viitorul ține de noi, iar încrederea este cheia. Și mai multe puteți găsi pe contul meu de Instagram, Adina Moraru.